bine v-am regăsit! Voi vorbi azi, cu câteva luni întârziere, ce-i drept, pentru că am așteptat reacțiile, despre implicațiile extraordinare, nu numai pentru fizică, ci și pentru filozofie, pe care le au experimentele pentru care a fost acordat Premiul Nobel pentru fizică în anul 2022. Dar trebuie să fac întâi un scurt istoric al descoperirii și cercetării unuia dintre cele mai ciudate fenomene ale lumii cuantice. Așa cum v-am spus cu mai multe ocazii, în mecanica cuantică evoluția particulelor este descrisă de o funcție de undă. Cu alte cuvinte, particulele se comportă ca unde atâta timp cât nu interacționează cu un corp macroscopic. Și acesta este deja un lucru ciudat, dar veți vedea că există ciudățenii mult mai mari. Totul a început atunci când teoria a arătat că în unele cazuri două sau mai multe particule pot fi descrise de aceeași funcție de undă, ceea ce înseamnă că starea uneia dintre ele nu poate fi descrisă independent de starea celorlalte. În engleză se spune despre astfel de particule că sunt entangled particles, adică sunt cumva încălcite, împletite împreună și, din păcate, nu există o traducere unanim acceptată pentru această expresie în românește. Unii numesc acest fenomen inseparabilitate cuantică, iar alții folosesc, așa cum, din păcate, se întâmplă cu atâtea cuvinte din engleză, cuvântul englezesc, deformat ca să sune românește. Și așa a apărut expresia particule entanglate, care mie îmi place la fel de mult între ghilimele ca, de pildă, performance în loc de spectacol sau reprezentație. Ca să fiu la modă, ar trebui să spun și eu că rămâi astonișat când auzi așa ceva. În seria Lumea Cuantică am folosit termenul de cuplaj cuantic. Mi se pare că sună mult mai bine românește, așa că voi vorbi și în acest material despre particule cuplate cuantic cu sensul de entangled particles. Teoria cuantică a susținut de la început că particulele descrise de aceeași funcție de undă nu se pot comporta independent unele de altele și că dacă interacționăm cu una dintre ele, le afectăm și pe celelalte, indiferent de distanța dintre ele. Numai că acest lucru a părut imposibil multor fizicieni în frunte cu Einstein. Acesta, împreună cu Podolsky și Rosen, au propus în 1935 un experiment mental care a rămas în istoria fizicii cu numele de paradoxul EPR. Pe scurt, cei trei spun cam așa: să presupunem două particule cuplate cuantic, aflate la mare distanță una de alta. Ca orice particule cuantice, ele sunt în stare de superpoziție atâta timp cât nu interacționează cu un sistem macroscopic. Să mai presupunem că cineva face o măsurare asupra unei particule. Conform mecanicii cuantice, această măsurare influențează instantaneu particula cuplată cu ea, în așa fel încât dacă altcineva face o măsurare asupra acesteia, știm dinainte care va fi rezultatul acelei măsurători. Ca și când cele două particule ar fi schimbat informație între ele instantaneu, deci cu viteză mai mare decât viteza luminii. Einstein a numit această acțiune instantanee la distanță, propusă de mecanica cuantică, spooky action at a distance. Deci a numit-o un fenomen supranatural, fantomatic, imposibil de crezut, un fenomen care nu poate fi real. Oare de ce a crezut Einstein și mulți alți fizicieni acest lucru? Fizica clasică se bazează pe ideea de realism local, adică pe concepția conform căreia există o realitate obiectivă, o realitate fizică, în care nimic nu se poate propaga cu viteză infinită. Realitatea subiectivă, adică lumea din conștiința noastră, nu este în această concepție decât o reflectare a realității obiective.
De fapt, o consecință a teoriei relativității este viteza limită cu care poate să se deplaseze informația și energia, iar această viteză este egală cu viteza luminii în vid. Datorită acestei limite, un corp nu poate fi influențat într-un anumit interval de timp decât de corpuri, fenomene, câmpuri care se găsesc la o distanță mai mică de el decât distanța pe care ar parcurge o lumină în acel interval de timp. De pildă, nu putem fi afectați în niciun fel în următorul minut de ceea ce se petrece acum în soare, pentru că lumina are nevoie de aproximativ 8 minute ca să ajungă de la soare la pământ. Indiferent ce se întâmplă cu soarele, trebuie să treacă cel puțin 8 minute ca să observăm acest fenomen sau ca să fim afectați într-un fel sau altul de acest fenomen. Dar după cum ați văzut, în cazul particulelor cuplate cuantic, ceea ce se întâmplă cu una pare să influențeze instantaneu ceea ce se întâmplă cu cealaltă. Pentru că o astfel de interacțiune contrazice realismul local, Einstein a considerat că de fapt cele două particule nu comunică între ele, ci rezultatul măsurătorilor asupra lor este prestabilit, este determinat înainte de măsurătoare, dar nu înțelegem acest lucru, nu știm destule despre aceste particule. Altfel spus, cele două particule ar fi de la început ca pantofii dintr-o pereche, unul pentru piciorul drept și unul pentru piciorul stâng. Și dacă cineva pune un pantof într-o cutie, nu știm care, și ne ducem cu cutia respectivă la 10.000 de kilometri depărtare, atunci când deschidem cutia, știm care pantof a rămas acasă, nu e nevoie de un schimb de informație între noi și locul în care a rămas celălalt pantof. Dacă în cutie este pantoful drept, știm că acasă a rămas pantoful stâng și invers. Mecanica cuantică, ca să rămânem la comparația cu pantofii, susținea că dacă punem cei doi pantofi în cutii, atâta timp cât nu deschidem nicio cutie, ambii pantofi sunt în superpoziție. Adică pot fi ori pentru piciorul drept, ori pentru piciorul stâng, sau altfel spus, de fapt, sunt atât pentru piciorul drept, cât și pentru piciorul stâng, atâta vreme cât nu observăm pantoful. Iar când deschidem o cutie, pantoful din acea cutie devine atunci pantof pentru piciorul drept sau pantof pentru piciorul stâng, iar pantoful din cealaltă cutie devine perechea pantofului din cutia pe care am deschis-o. Einstein și alții, în schimb, așa cum v-am spus, credeau că se poate ști dinainte care pantof va deveni pantof drept și care va fi pantof stâng prin deschiderea cutiilor. De aceea nu-i nevoie să treacă informație de la un pantof la celălalt sau în cazul particulelor de la o particulă la cealaltă. Iar faptul că nu știm care pantof va deveni stâng și care va deveni pantof drept se datora, credea Einstein, faptului că nu știm destule lucruri despre lumea cuantică. Dar problema era aceea că nu se cunoștea nicio metodă de a afla cine are dreptate, mecanica cuantică sau Einstein și alții care aveau aceeași părere cu el. Adică nimeni nu-și putea imagina niciun experiment care să arate dacă această acțiune la distanță chiar există sau rezultatul măsurătorilor este de fapt predeterminat. Au trecut aproape 30 de ani până când un fizician irlandez, John Stuart Bell, a arătat în 1964 că, de fapt, există teoretic o metodă pentru a afla cine are dreptate. Nu voi arăta acum principiul acestei metode, ar însemna să prelungesc prea mult acest material, dar voi vorbi cu altă ocazie despre așa numita inegalitate a lui Bell. Deocamdată vă rog să rețineți că metoda propusă teoretic de Bell poate fi folosită pentru a face experimente care să arate dacă există sau nu această acțiune la distanță pe care o postulează mecanica cuantică. Numai că astfel de experimente erau, din punct de vedere tehnic, foarte greu de făcut în acea vreme.
Însă, pe măsură ce a trecut timpul, începând cu anii 70, au fost făcute experimente tot mai sofisticate și mai precise, care să testeze ipoteza lui Bell și să ne arate cine are dreptate, mecanica cuantică sau Einstein. Dar dificultățile tehnice au fost atât de mari încât au trecut aproape 60 de ani până când s-a acordat premiul Nobel pentru clarificarea experimentală a acestor probleme. Acum câteva luni, la sfârșitul anului 2022, premiul a fost acordat unui număr de 3 fizicieni care s-au remarcat de-a lungul timpului prin realizarea unor astfel de experimente. Aceștia sunt Alain Aspect, francez, John Clauser, american, și Anton Zeilinger, austriac. După cum vedeți din nou, știința n-are naționalitate, a fost, este și va fi întotdeauna internațională. Oamenii de știință formează națiunea celor care caută adevărul. Cercetările și experimentele celor 3 laureați au demonstrat că Einstein s-a înșelat și că fenomenele cuantice nu ascultă de realismul local. Probabil asta nu sună spectaculos, dar este de fapt ceva mai mult decât ciudat. Unii merg până acolo încât afirmă că nerespectarea principiului realismului local, acum dovedită experimental, înseamnă pur și simplu că realitatea obiectivă nu există. Să vedem pe scurt de ce. Ce explicație s-ar putea găsi pentru această acțiune la distanță, acțiune instantanee, despre care acum știm că există? Una ar fi aceea că informația poate să se deplaseze cu viteze mai mari decât viteza luminii. Deci că la nivel cuantic, teoria relativității nu funcționează. Ei bine, experimentele arată că nu despre asta este vorba. Nu aceasta este explicația. Toate experimentele arată că teoria relativității este valabilă și la nivel cuantic. Informația și energia nu se pot deplasa cu viteze mai mari decât viteza luminii. Atunci, cum se explică faptul că interacțiunea cu o particulă afectează instantaneu altă particulă, indiferent de distanța dintre ele? Rămân 2 explicații teoretic posibile. Prima. Principiul realismului local este legat de spațiu și timp. Este un rezultat al existenței spațiului și timpului și al unei viteze limite de propagare a interacțiunilor. Dar poate că spațiul și timpul există doar în realitatea subiectivă, în realitatea pe care o experimentăm noi. Deci o explicație posibilă ar fi aceea că spațiul și timpul nu au un corespondent în realitatea obiectivă. Spațiul și timpul sau nu există, sau înseamnă cu totul altceva la nivel cuantic decât ne spune intuiția noastră. Așa cum am spus și cu alte ocazii, se pare că spațiul și timpul sunt doar construcții ale creierului, un cadru artificial necesar creierului pentru a construi ceea ce numim realitatea. Așa cum spunea Wheeler, pe baza informației cuantice. Poate că spațiul și timpul sunt echivalentul umbrelor mișcătoare de pe pereții peșterii lui Platon. Vedeți, vă rog, videoclipul Platon și mecanica cuantică. Realitatea obiectivă este cea a informației din ipoteza it from bit a lui John Wheeler, poate, și deci nu există ceea ce înțelegem noi prin spațiu și timp în această realitate obiectivă. Și în acest caz, cuplajul cuantic este un fenomen, poate că mai sunt și altele, care ne arată adevărata natură a spațiului și timpului sau inexistența lor în afara conștiinței noastre. A doua explicație ar fi următoarea. Este posibil ca particulele cuplate cuantic să nu fie de fapt mai multe particule,
ci una și aceeași particulă pe care o percepem în mai multe locuri simultan. Din nou, dacă considerăm că spațiul nu are o existență obiectivă, atunci nu este imposibil de înțeles cum una și aceeași particulă poate să ne apară în realitatea subiectivă în mai multe locuri simultan. În acest caz, fenomenul de cuplaj cuantic, entanglement, nu este decât un fenomen în care se produce în realitatea subiectivă o dublă sau multiplă iluzie a spațiului. Am putea compara fenomenul cu obținerea mai multor imagini ale unui obiect folosind oglinzi. Cu ajutorul a două oglinzi putem obține o infinitate de imagini ale unui obiect. După cum vedeți, oricum încercăm să explicăm fenomenul de cuplaj cuantic, ajungem la concluzia că realitatea obiectivă sau există doar sub formă de informație, sau este foarte diferită de realitatea subiectivă. Probabil că ceea ce ne arată experimentele făcute de Alain Aspect, John Clauser și Anton Zeilinger este că realitatea subiectivă nu este doar o reflectare a unei realități obiective, este o construcție de sine stătătoare a creierului pe baza informației din lumea cuantică. Se pare că fizica va trebui mai degrabă sau mai târziu să studieze și ceea ce se întâmplă în conștiința noastră. Dar pentru asta ar trebui întâi să înțelegem natura acestei conștiințe. În primul rând, dacă este ea o parte a realității obiective, adică este de natură fizică, sau este ceva în afara a ceea ce numim realitate fizică sau realitate obiectivă. Cred că sunteți de acord că amândouă ipotezele sunt tulburătoare. În final, pentru cei care sunt interesați de aplicațiile practice ale științei, trebuie să spun că experimentele pentru care cei trei au primit premiul Nobel sunt foarte importante pentru dezvoltarea teleportării cuantice și pentru realizarea calculatoarelor cuantice. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!